Bună, dragile mele, bine v-am găsit la un nou Vlogmas. Astăzi deschid un nou advent calendar și de data aceasta este de la Pink & Dazzle. Știți că am mai comandat de la ei, v-am mai făcut clipuri cu abonamentul de la ei. Pe site-ul lor puteți să găsiți o mulțime de produse care nu se găsesc atât de ușor în România, la 3 tipuri de abonament. Vă las linkul în descriere unde puteți să vă comandați și să vă faceți un cont. Advent calendarul vine așa, cu 2 cutii. Este un advent calendar pentru 15 zile, deci puțin mai mic decât ca și celelalte advent calendare. Sunt 2 cutii cu produse mari pe care de-abia aștept să le încerc și să văd despre ce este vorba, pentru că nu știu ce produse sunt încă în acest advent calendar, dar vom descoperi împreună. Și el costă 200 de lei, dar produsele din acest pachet depășesc 1300 de lei, așa că sunt super curioasă. Așa, hai să vedem. Cutiile vin astfel, sunt 2 cutii roșii, și indică că acesta e pachetul numărul 1 și ăsta e pachetul numărul 2. Așa că hai să-l desfacem împreună. Văd că au și un sigiliu. Așa arată. Ce am aici? Am un voucher cu un cadou pentru un produs full size și 2 mostre la un plan de 3 sau 6 luni. Frudia, asta e un alt brand disponibil la ei pe site. Ia să desfacem noi frumos, să caut numărul 10, pentru că el se poate comanda din data de 7 decembrie, adică de astăzi. Și primul pachetel e plicul cu numărul 10. Să vedem ce se află aici. O paletă. Am să o desfac. Miss Cop, o mini paletă mai bine zis, dar arată super, super drăguț. Să știți că am mai încercat aceste produse, aceste farduri Miss Cop și sunt de calitate, chiar îmi plac și față de alte produse care sunt drugstore, astea sunt chiar ok, credeți-mă, chiar astăzi am încercat un alt brand drugstore și nu este nu știu ce. Aici jos e 11, ia uitați cât de frumos vine ambalat. Eticheta aia frumoasă. La 11 este o pensulă unghiulară sintetică pentru tuș sau sprâncene sau buze, pentru orice vreți voi. Văd că este destul de fină, ceea ce e foarte bine la o pensulă unghiulară. Ia să vedem 12. Mamă, simt ceva moale aici. Oare ce-o fi? Cred că o mască. E o, așa zic, că e o mască de față, dar să vedem. Sau scrub. Deci plicurile astea chiar se deschid greu. Scrub. Da. Luxury Coffee Scrub Minty Vanilla de la Coco Solis. Coco Solis Organic. Ingrediente de lux, exfolianți de lux, uleiuri exotice bio. V-am zis eu că am simțit ceva moale și... Da, de-abia aștept să-l încerc. E cu cafea. Să vedem câtă mizerie am să fac cu el. Dar cu siguranță va hidrata pielea la ce uleiuri are. Acum 13. Ia uitați, oare ce poate fi aici? Un ruj? Eu cred că e un ruj. Hai că și pe ăsta o să-l rup. Nu mai, uite-te că noi. Este un Supreme Hyaluronic Acid Antioxidizing Duo Moisturizer. E un hidratant cu acid hyaluronic de la Avant. O mostră. O mostră de 10 ml. Sunt super curioasă de asta. V-am zis, în ultimul timp folosesc o grămadă de produse anti-rid și de prevenire și... Sunt super curioasă. Deci, avem aici 14. Aici, nu știu, pare o cutiuță dreptunghiulară, dar nu știu exact ce e. E primul advent calendar pe care îl deschid așa cu pungulițe. De obicei vin în cutiuțe, nu știu ce, dar așa e și mai mare așteptarea, sincer, până desfac punga asta. Ce e asta? Uai, simt doar că miroase a pepene galben. Preferatul meu. Chiar nu știu ce e, dar am să-l deschid să vedem.
Deci este de la brandul Kiflab Gourmet Cosmetics Lip Balm. Da, deci e un balsam de buze sub formă de macaron. Un balsam de buze solid. Da. Wow. Ăsta oricum pe pandemia asta doar acasă poți să-l folosești pentru că trebuie să-l aplici cu degetele, dar e foarte, foarte cremos. Mamă, deci dacă ați ști cât de bine miroase, acum chiar mi-a făcut poftă de un pepene galben. Sau înghețată cu pepene galben, mai degrabă aia miroase. Mai ușor de procurat pe vremea asta decât un pepene galben. Acum avem 15, ăsta pare un produs full size, nu știu exact ce e, dar e un produs măricel, zici că e o bomboană, un cracker din ăla de Crăciun. Asta e un plic mai mare. Wow, Mojito Enriched Body Cream. Ia uite aici. Să vedem și cum miroase. Stau cum o să vi-l fac cadou pentru că eu am. Miroase super bine. Eu am o mulțime de creme pentru corp. Vai, deci miroase super. Îmi cer scuze că a ieșit. Chiar n-a fost cu intenție. Ați văzut că nici nu l-am folosit, dar am să-l curăț mai bine și după aceea am să-l pun la un giveaway. Mamă, deci miroase senzațional. Delicios. Delicios. Mai avem două produse aici în cutia asta. Sper să nu fie un clip foarte lung. Acum mi-a alunecă mâna de la cremă. Deci ăsta e plicul cu numărul 16. Niște mostre. Ah, cu măști. Și cleansing gel. Peel mask. De la brandul Eco King din Danemarca. Clay mask. Ăsta e o cremă de ochi. Gel de spălat. Și încă o mască. Așa arată. Astea sunt mostrele. Sunt curioasă de astea. Numărul 17. Wow, încă un produs pentru ten. Superb. Și asta e o variantă mini, dar are 30 de ml totuși, cât un fond de ten. Asta e Dunkin' Milk Face Serum de la Cougar Cosmetics. Tot un produs din Marea Britanie. Nu prea are miros. Deci, 30 de mililitri. E pentru față și pentru gât și reduce liniile fine, creat de Paula Dan. Deci, asta a fost în numărul 17. S-a terminat cu piața. Trecem mai departe. 18 e aici. Asta e ceva. Cred că e un creion de buze sau un creion de ochi. Oricum, sunt sigură că e un creion pentru că e ceva subțire aici în plicul ăsta. Deci, după cum ați văzut până acum, au fost și full size, și medium size, și mostre, make-up, skincare, îngrijire. Mamă, dar ce bine sunt lipite astea! Da, un creion roșu pentru buze. Marca asta, am mai încercat-o, copii în Paris, și chiar folosesc creionul acesta. Eu am unul nude, dar pe acesta roșu am să vi-l dau vouă pentru că eu mai am o grămadă de creioane. Și știți că îmi place să împărtășesc cu voi tot ce primesc, așa că bineînțeles că unele din aceste produse vor ajunge la voi. Acum 19, nu știu ce e, poate un ruj? Se poate. Da, Eve's Ready to Wear Lipstick de la Tease. Așa, să vedem ce culoare este. Casual Aubergine. A, e un bordeaux din acesta. Deci ăsta e produs full size și credeți-mă că ăsta nu e ieftin, rujul ăsta. Foarte fain. Eu îl am pe un roșu mai închis, așa, puțin un bordeaux. Și e foarte rezistent. Bun, deci ăsta e alt produs full size pentru ziua 19. Acum să trec mai departe. 20. La 20 pare o cremă sau ceva, dar pare un produs full size. Da. Un produs de noapte, o cremă pentru noapte
de la EcoKing cu peptide pentru riduri și linii fine. Deci asta am înțeles, această cremă am înțeles că are un preț destul de mare. Da, deci crema asta costă între 140 de lei și 180 de lei. Deci doar crema asta face aproape cât tot acest set, așa că merită. Asta este EcoKing cu peptide. 21. Pare tot o cutie ceva, dar nu știu ce e. Silicone Cleansing Brush. Exfoliază, masează și curăță, un fel de 3 în 1. Băi, n-am mai văzut așa ceva. Asta e pentru față. Interesant. Zici că e o meduză. Super interesant. Deci asta a fost, avem și o și ustensile aici. Ziua 21. Apoi la 22, nu știu ce, un creion. Cred că e de sprâncene, dar stai să vedem. Crystal eyeliner, e un tuș. Smoky quartz. Unul gri. E tuș sau creion? Creion. Creion retractabil. Argintiu. Pare un argintiu spre negru. Ceva de genul ăsta este. Tot de la Tiz. Nici astea nu sunt ieftine, credeți-mă. Deci, ăsta e un creion de ochi. Ia să vedem, 23. O mască. L'Action Paris, o mască pentru minimizarea porilor. Dar cum este? Nu are... Nu știu dacă are în ea masca aceea de hârtie. Cred că e doar o mască simplă, cu, ca un ser. Pare ca un ser. Cu extract de fructe, văd aici. N-am mai avut asemenea mască, dar sunt super curioasă, mai ales că scrie că e pentru por. Și am ajuns la ultimul produs, care e cam greuț, pentru ziua 24. Sincer, nu știu ce poate fi. Pare un tub. E un tub cu ceva, nu știu cu ce. A, așa, e o cremă full size de zi de la Avant cu acid hialuronic și ulei de jojoba, lecitină și avocado. 50 de ml. Hai să vedem și asta cât costă. Este la câteva sute de lei această cremă, așa că eu zic că merită acest advent calendar doar pentru aceste două creme de zi și de noapte care costă foarte, foarte mult. Nu am mai avut până acum nimic de la acest brand Avant, dar văd că este făcut în Anglia și sunt super curioasă de această cremă. Am să o pun la treabă mâine dimineață din start. Chiar m-a făcut acum curioasă, sincer, sunt chiar super curioasă și am să citesc despre brand. Dar până una alta, ăsta a fost unboxing-ul și al doilea vlogmas cu advent calendar. Am să văd dacă reușesc să mai fac și altele, nu știu, mai vedem până la Crăciun, dar până una alta merită. E interesant, sincer, așa să ai doar 15 zile, 15 produse, sunt ambalate foarte fain, la 200 de lei merită, în special pentru astea două creme, dar probabil că v-au plăcut și celelalte produse, după cum ați văzut, majoritatea sunt full size, doar puține sunt mostre. Oricum, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pupici! Pa, pa!